Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat la un post TV că cei care îi denunță pe evazioniștii fiscali ar putea să primească 1% din valoarea fraudei, pentru meritul de a fi constatat infracțiunea. Dacă mai multe persoane ar sesiza aceeași faptă, recompensa s-ar împărți în mod egal. Potrivit ministrului, românii vor putea semnala online dacă, spre exemplu, o firmă nu emite factură fiscală. Ministrul Boloș a revenit cu mai multe explicații și a scris pe Facebook că măsura avertizorului fiscal este inspirată din practicile altor țări și că poate fi un punct de plecare ca cetățenii să facă front comun împotriva practicilor fiscale ilegale. Propunerea nu a fost discutată în partid, spune Nicolae Ciucă, în timp ce premierul dă totuși șanse unei astfel de măsuri. Urmează să discutăm în interiorul guvernului această propunere. Nu-i prima oară. Fiecare ministru, asta e treaba lui, să aibă păreri. Toate-s bune, toate-s rele, s-ar putea să se impună o astfel de măsură. Dar decizia politică este la coaliție. La cum sună la prima enunțare, eu nu sunt de acord. Nu venim cu măsuri după părerea unuia sau altuia. Trebuie analizată o astfel de decizie. Mediul privat și finanțiștii consideră că măsura propusă de Ministerul de Finanțe este imorală și neaplicabilă. ANAF-ul va veni, va pune pe oprire, va face fel de fel de controle. Poate că nu este adevărat ceea ce s-a turnat, dar va face față un rău imagine celui care conduce acea firmă. Nu prin aceste măsuri se rezolvă evaziunea fiscală. Domnul ministru a dat niște exemple, țări care și-au rezolvat problema sistemică prin alte măsuri, prin digitalizare, prin niște instituții puternice ale statului, nu transferând responsabilitatea către cetățeni. În ședința de guvern, ministrul finanțelor ar urma să anunțe măsurile pentru combaterea evaziunii. Potrivit surselor TVR Info, printre acestea s-ar număra digitalizarea activității de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin mai multe aplicații informatice, mai multe camere video de monitorizare a traficului și un sistem de integrare Big Data, care ar urma să se aplice cel mai devreme din 2025. Generalizarea sistemelor informatice naționale RO-E-Factura și RO-E-Transport pentru toate categoriile de contribuabili, produse și servicii ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.